L-am găsit pe Nea Horea, zăcând într-un pat rupt, într-o casă care se derâmă, nemișcat de aproape 2 ani de zile. Am adus aici niște alimente, da, am adus apă. Doamne, să vă binecuvânteze! Am văzut condițiile lor de nedescris și ne-am hotărât ca prim pas să-l mutăm pe Nea Horea într-un pat nou, moale, cu lenjerii curate. Vă ajutăm, schimbăm patul astăzi. Vreți să schimbăm patul? Nu. No. Să stați mai bine, că ăsta e rupt. Și de un an jumate nu v-ați mai ridicat din pat? Nu. În aceeași poziție stați. Da. Singurul ajutor pe care îl are este soția lui, care și ea este cu probleme grave de sănătate. I-am oferit pansamentele și cremele necesare pentru tratarea escarelor și altor probleme apărute în perioada în care nu a fost îngrijit. Prin faptul că Dumnezeu ne dă posibilitatea să vizităm atâtea cazuri grave, nu putem fi decât recunoscători pentru sănătatea fizică și mentală. Tu ce motive ai să-i mulțumești lui Dumnezeu? Punem să-l vizităm periodic pe Nea Horea și să-l sprijinim în încercările prin care trece acum, la bătrânețe, când soarele pare că nu mai răsare în întunericul vieții.